Număr record de turiști la telecabina din Bușteni în cea mai aglomerată lună din această vară. Aproximativ 25.000 de oameni au urcat pe munte în luna august din acest an, cu 5.000 mai mulți decât anul trecut. Telecabina de la Bușteni este cea mai căutată pentru că oferă cel mai ușor acces spre atracțiile din Bucegi. Turiștii preferă să urce cu transportul pe cablu până la Babele, apoi să urmeze traseele până la Sfinx, Crucea de pe Caraiman sau chiar să coboare la peștera. Sezonul acesta, înțelegând lunile iulie și august, mai precis, a fost destul de încărcat. Am avut un plus de turiști și, bineînțeles, ce a determinat prelungirea programului până la orele 21:30, chiar 22 în data de 14, în perioada sărbătorii Sfintei Paraschiva, să înțelegem zilele de 13, 14 și 15. Deși numărul turiștilor a mai scăzut în ultima perioadă, pe platoul Bucegi urcă aproximativ 700-800 de oameni pe zi. Un drum dus-întors cu telecabina de la Bușteni până la Babele costă 64 de lei pentru adulți și 32 de lei pentru copiii sub 12 ani. Pentru traseul Babele-Peștera, prețul este de 32 de lei pentru adulți și 16 lei pentru copii.